Salut și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 15 pe Barbă Neagră. Suntem cu Alin pe server, sper să intre și Tanu, trebuie să intre și Cradi, vom fi mai mulți. Și am luat scorpionul ăsta nou. Ăsta are avantajul că poate să-și rotească capătul. Ohohohohoho. Și până intră Tanu, vreau să-i ascund aici, pe hambar. Că lui place să îl opereze. Hai Aline, urcă-mă sus! Urcă-mă sus! Stai, cred că mă împinge un pic coția, stai. Mai puțin și cad, stai. No! Ne-am luat în brațe. Nu, n-a funcționat așa treaba. Ia stai să vedem dacă pot. Ah, nu pot. Wow! Ce zburat, Ali! Unde ești, domnule? Unde a aterizat? All. All. What the fuck? Nu merge să scriu cu stânga. Oh my fucking god. Da, nu mai are rost să vă prezint scorpionul ăsta, că e exact acel din joc, doar că are capătul ăsta care poți să-l rotești și așa putem să orientăm noi trunchurile. Da. Trunchurile de copac, știi, ca să poată să putem să le tăiem direct în trailerul de la în remorca de la tir, știi, să le ducem direct să le tăiem acolo, să nu mai trebuiască să le mai încărcăm. Băi, dar nu putem, mă, ce Dumnezeu. Oh my fucking god. Ia stai să facem ceva. Stai să vedem dacă funcționează altfel. Stai un pic. Ideea tot e să mă urc pe ăla galben, după care să mă împing. Wow. Hop. Trebuie să mă compor foarte ușor cu el. Aha, hai că vin la Alin, că văd că de-aia mi-a pus cupa acolo. Stai așa. Să vedem dacă funcționează strategia lui ea. Am orientat, acum o punem pe asta jos. Stai așa să schimbăm camera să putem vedea. Cam așa, bun. Mă ridic ușor, să vezi tu că merge. What? Se glicesc foarte tare, din cauza asta nu merge cum trebuie. Nu că ar trebui să fie menite să funcționeze astfel, îți dai seama. Hop. Păi, dar de ce nu mai putem, mă, că înainte puteam? Că dau un jos, după aia dau la dreapta. Stai un pic. Mă orientez. What? No, nu vrea! Firar! Hai că o să intre și Tanu acum. Da. Dar se și glicesc. Nu e chiar atât de grea, doar că se glicesc tare de tot. Ia stai. Așa, vină tu jos. Și acum începe și urcă-mă ușurel. What the fuck? What? Nu merge. N-avem ce să-i facem. Oricât am încercat. Eu am reușit aproape jumate să o urc cu răbdare și chiu-chiu-vai, dar nu, mai mult de jumate n-a mers. Uite așa. Dar după aia n-a mai mers. Cam așa. Și trebuie să mă împingi de la spate. Oh, și m-am răsturnat. Hai să ne gliciuim acum. Hăiți. Ia stai, pot să urc așa? Ia stai că putem merge să urcăm așa. New idea. Stai puțin, Aline, că am o idee și vreau să o încerc. Stai așa. Dacă vine în partea asta și o folosesc ca să-mi pice mie roțile alea frontale sub mine. Uite așa, a? A? Freaking genius. Hai că intră și Tanu acum. Hai, sus! Aproape am reușit. Aline, împinge-mă de acolo, împinge-mă că nu mai pot să mai țin mult așa. Stai. Brațul ăla mă gliciuiește tare de tot. Stai că trebuie să-l punem ca și proptă să nu... Op! Și se sincronizează Tanu acum. Asta e... Cred că e utilajul lui preferat, că vorbeam într-un episod mai trecut de utilajele voastre preferate și cred că ăsta e lui Tanu, Scorpia. O să dureze câteva secunde bunicele. În episodul de azi o să ne ocupăm de terenul 30, mă rog, cel puțin așa vrem, că suntem 3 și practic 2 o să
recolteze și eu o să-i descarc, după care o să mai mutăm, să nu ne plictisim. Vreau să facem cu rândul de fiecare dată ca să nu ne plictisim. Adică dacă merge unul cu combina așa drept în continuu, o oră jumate, îți dai seama, ți se urăște de treaba asta. Așa că mixând treburile e mai interesant. Dar să vedem, că Tano ar vrea să taie niște copaci, vrem să încercăm și pădurea aia nouă, așa că avem mai multe planuri, nu știu despre de pe care să ne apucăm prima dată. Hai, Aline, ușor, ușor. Trebuie doar să o bagi sub mine, să mă ridici sus, atât. Easy boy, easy boy, folosește. No, 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 n-are putere. Hai, hai, hai. Sus, sus, sus. E în aer? Nu e în aer, nu. Măcar de partea aia de sus, de cupă. Dar e prea grea. Hai, sus, sus. What the fuck. Tano nu știe ce se... What, nu știe ce se întâmplă. Eu și-am căzut pe spate. Hai, Tano, hai să urcăm pe asta sus. Stai să mă rotesc eu cumva pe aici. Cum o rezolvi pe asta? Stai așa. Gata. Am rezolvat-o. Gata. Hai să urcăm sus. Hai cu 2 de H. Că așa se poartă acum. Tot în partea asta. Cam așa, doar că trebuie să vin drept. Șeva de genul ăsta. Cam așa. Hai, băieți. Stai așa să mă coordonez eu bine. Stai așa. Easy, boy. Easy. So far, so good. Toate-s bune și frumoase până aici. Așa, bun, bun, bun. Îmi trebuiesc două utilaje de semeri. Sus. E, acum nu mai vrea. Acum nu mai vrea să mai meargă. Ba da, merge. Nu, Aline, jos, nu acolo. Nu acolo. Stai. O fi, era bine să vorbim la microfon, că ne înțelegeam. Nu, bag-o jos. Nu merge, uite, eu am în aer, trebuie doar să mă împingeți puțin. Doar un pic împinși, atâta vreau, atâta. Hai, Tano, împingem-o puțin. Hai, un picuț. Hai, că ăla e destul de puternic, ar trebui să poată să ridice scorpia. Stai, Aline, așa, blochează acolo. Hai, Tano. Nu cred că merge, nu cred că are putere de ajuns din Holland-ul ăla cu care împinge Tano. Nicio șansă. Hai să întrebăm ce vor să fac prima dată. Ce facem acum? Pădure sau 30? Iar ăsta pur și simplu stă aici. Putem să-l facem și vertical, ia. Hell yeah! What? Nu merge, firar, nu-mi prinde roata aia acolo. Opa, Tașca a prins un pic. A prins un pic. Împingem-o puțin. Na, e prea grea. Se glicește pe aici, din cauza asta e și mai dificil. Nu poate doar Tano să ridice. Hopa. Aproape, hai, Aline. Hai, Aline. Uf. N-a mai mers. Nu, a mai mers. Poate dacă eram doi funcționa, da? Oricum, hai că nu mai pierdem timpul. Ține, hai. Ia-ți tu scorpia ta, nu? Și dă-mi ăsta. Gata. Nu știu cum se descurcă el acum, că are volanul. Dar vom vedea. Dacă vrea să o urce din nou sau... Wow, a zburat bucățica asta. Header-ul ăsta a zburat pe aici, pe acolo. Probabil o să ne facem treabă în episodul următor și în ăsta o încercăm să urcăm scorpia. Stai. Așa. Trebuie să împingem... unul urcă, unul împinge, ceva de genul. No! Invers. Nu așa. Invers. Cu roțile în spate.
că așa te sprijini pe motor. Și practic nu mai roata asta de aici nu are tracțiune, așa că nu are cum să ajungă în față. Nu merge crede. Bă. Am încercat data trecută chestia asta și nu a mers. Fiindcă îi trebuie roțile alea acolo, fiindcă wheeloaderul ăsta nu are îndejuns de multă putere să ridice. Hai da, boss? Aline, dacă vii tu pe partea cealaltă, Aline, punem cupa aia sus ca să nu mă ridic eu de fund, ar fi foarte tare așa. Stai. Sus cupa. Nu mă ridica și pe mine. Nu. Nu, că nu prea merge așa. Hai să-i facem loc ce vrea să facă, să se împingă. Nu o să funcționeze chestia asta. Nu merge. Nu merge că se glicește, nu are îndejuns de multă putere brațul ăla, dacă noi cu două utilaje de astea nu avem putere. Hai să vedem dacă putem să-l urcăm acum. Stai, acum, hai Aline, acum e șansa noastră. Acum. Au, what? What the fuck? Ce v-am zis, că se glicește de neu... încă puțin! Bravo, boss! A mers! Ura! Și acum am făcut și achievement-ul ăsta, practic am primit absolut nimic, doar că o putem șterge de pe listă, știi, înainte să murim, am făcut și chestia asta. E ok! Și Alin vrea să se urce sus. Nu cred că putem să-l mai urcăm și pe Alin sus. Hai, Aline, încerci? Hai, eu sunt aici. Mergi! Ia, Alin nu vrea. Alin a dormit la volan. Hai că te ridic eu aici. Stai așa să vedem că putem... O cupă ar fi fost bună aici. Sus! No. N-are putere un wheeloader pe celălalt să ridice. Haide! Nu pot mai mult de atât. Asta e maximul. Tano, help! Trage-l în sus! Nu merge! Stai, să ne gliciuim așa frumos, stai. Hop, da, hai încă puțin. Mamă, dacă mai avem un utilaj acum, ce bine ar fi fost. Da, nu, apasă pe el, așa, bravo, stai un pic să mă dai eu mai în spate. Nu-l scăpa, stai un pic să vin eu aici. Atât, fi rar, cred că se gliciește și în hambar. Firat, nu merge. Cred că dacă puneam un utilaj aici, un tir sau ceva, ar funcționa mult mai mișto. Iți. Na, nicio șansă. Da, e pe marginea la hambarul ăsta. Nu merge. Hai la pădure acum. Hai să-l parcăm pe individul de wheeloader. Să vedem dacă putem să iau header-ul ăsta, ia. Haiți. Măcar să-l îndrept un pic. Măi, Dimă, îndreaptă-te. Da, n-arată. Haiți. Gata. Și acum vin pe partea cealaltă. O, Tano nu-i pasă, el merge pe case. Așa. Și acum, pac! Mi-a părușe. Stai. Hai. Doi. Gata, în sfârșit. Hai să-l parcăm. Let's parcăm the wheeloader New Holland. Așa, avem tot ce ne trebuie la pădure, în afară de Scorpia, care bănuiesc o aduce acum Tano. Și mergem și noi acum să vedem care e status pe aici. Avem tot ce ne trebuie, vreau și un telehandler. Bun, avem telehandler și avem... bun, hai că avem și ăstea. Pomișorii ăștia încă nu au crescut, așa că probabil Tano se va băga la ăștia crescuți de aici. Dacă mai țineți minte, în episodul trecut am plantat pomi pe aici și pe acolo. Încă nu au crescut, deși am avut o perioadă timpul dat pe 120. Trebuie, nu mai știu, 10 zile parcă să crească sau ceva de genul ăsta. Alin știe mai multe despre procesul ăsta de creștere al pomilor. Bun.
Stai așa că nu la asta, vom merge la Agravis. Agravis. Așa că eu o să-mi iau telehandlerul. Sau nu, hai să ducem tirul. Eu iau telehandlerul, Aline ia tot tirul. Aline iei tirul. Așa, hai că l-a luat deja. Ăsta e avantajul când joci cu... cu indivizi care, Tanu și Alin sunt indivizi, da? Care știu ce fac, știu cum stă treaba în joc și au jucat jocul ăsta. Nu trebuie să te coordonezi cine știe ce, știe fiecare ce are de făcut. Dacă eu am luat telehandlerul, e logic că ne trebuie un tir. Așa, o să mergem la Gravis. Tanu, văd că se chinuie pe acolo cu scorpia, probabil prin orășel și o să-l ajunge din umbră, că scorpia aia merge chiar foarte, foarte încet. Jobong. Putem să luăm ca să scotim niște drumii astea un pic. O luăm la dreapta. A, păi eu ținem așa pe lângă... A, da, nu băgați în seamă terenul ăsta. Ăsta l-am făcut eu cu combina aia de acolo și am folosit... A, uite-l pe Tanu în față. Am folosit cosplay-ul data trecută. Shodam. Nu facem chestia asta de bani, că avem 441.000 de euro și nu ne mai trebuie cine știe ce bani, dar facem chestia asta de amuzament, să vedem cum funcționează noua scorpie. Dar nu mi se pare că a și testat-o până acum. Eu n-am testat-o, nu știu cum e, dar vom vedea. Și dacă funcționează, bineînțeles, să tăiem copaci și să-i punem direct în mașină. Ar fi destul de interesant. Putem să-l depășim pe Tanu aici, hai să-l luăm. Depășesc. Am dat semna la stânga, și acum dreapta. Și acum băgăm în stânga că intrăm în giratoriu. Stai așa să facem ca la carte. Ok, și acum semna la dreapta că ieșim din giratoriu. Hell yeah! Să nu ziceți voi că nu joc eu roleplay, ia uite, vezi? Am încercat să bag și volanul, dar n-a funcționat, nu știu ce, nu l-a detectat. Știu că odată l-a detectat, dar de data asta nu, și n-am mai pierdut mult timp cu el, că deja am foarte multă treabă, așa că... pur și simplu, nu se învârteau ori nici roțile, bineînțeles am selectat. Tot acum văd că Alina a ajuns primul aici, holy shit, ce repede a ajuns. Și asta e pădurea cea nouă, hai să facem o tură pe aici să vedem cu ce se mănâncă. E un pic mai micuță și copacii văd că sunt chiar deșpuși, dar nu avem atât de mulți copaci. Avem ca și cealaltă niște amestecătură de copaci, de astea brazi cu de astea cu copaci de pini, brazi, dar cu de astea mai mari, nu știu de ce sunt aia, nu știu, habar n-am, sunt copaci mai mărișori. Văd că avem suprafață pe aici, putem să tăiem oricum. Cred că în 2 ore Tanu n-are ce face pe aici, taie la astea. Avem și aici o suprafață puțin cam lărguță, cred că e pentru a stoca lemnele. Asta de aici îmi place mult de tot. Și avem și potecă. Asta căutam eu, omule, potecă. Uite, avem pe aici potecă. Ador, deci în hărți, când văd potecă prin pădure, atunci știi că individul care a făcut harta a acordat atenție amănânțită fiecărui detaliu, fiindcă poteca asta se vede foarte, foarte puțin, dar are un impact foarte mare. Acele lucruri mult mai realiste. Sau realistice. Unde e Tanu? Stai să vedem pe unde a venit pe acolo. Bun, hai să mutăm noi tirul de lângă el. Ca atunci când taie, eventual să poată să taie exact în tir. O să fie un pic cam greu cu manevrabilitatea pe aici, fiindcă spațiul e destul de strâns. Și te-a găsit el aici încă o porțiune destul de lărguță. Probabil trebuie să ne băgăm cu spatele. Da, e un pic cam dificil aici, fiindcă e o pădure micuță și nu avem loc de întoarcere multe cu tirul ăsta, dar încercăm. Asta face lucrurile interesante. Ok, sper să-l ia pe partea cealaltă, nu pe partea asta. Și să seteze, mi se pare că la asta merge setat de 10 sau de 12, nu mai știu exact de cât dimensiunea. Băi, cum l-am încadrat, mă, uite-te, știu cât de frumos e încadrat, a? Cât de frumos e încadrat. Stai așa, Tanu, că ți-l fac perfect. Gata, atât. Hai să te văd. Să te văd cu scorpia. Sunt curios să vedem la ce lungime îl tai, la ce lungime merge. Cred că e ok, e încadrat perfect așa. Opa, nu e atât de perfect. A, ba da. Holy shit! Exact cât tirul. Nice! Mișto așa. Holy shit, exact cât tirul, cât de tare.
Uite și tu, l-a tăiat exact cât tiră, la perfecție. Băi, mă, lași, stai că sunt impresionat acum. Și brajii ăștia sunt foarte mari, luăm 3 bucăți dintr-un brad. Wow! Impresionant, impresionant. Foarte tare. Doar că s-a urcat puțin pe mine. hai să le înghesuim pe astea și vom face așa. Aia! Cea mai bună metodă asta e ca să aduci truncurile în față. Și mergem aici. O să-l parcăm din nou pentru tanoi și probabil asta vom face. O să înregistrez și episodul 2 imediat după ăsta. Așa că ne vedem în episodul 2. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să vă abonați și la chestii imens apreciat și ne vedem în episodul următor. Salut!